Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, să vedem ce mesaje ne mai apar din mentalul colectiv, din energia care ne învăluie pe noi toți, pentru că suntem toți parte dintr-un întreg. Citirea este atemporală, luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi și ce nu lăsați deoparte. Folosiți-vă de asemenea și discernământul, așa cum vă spun de fiecare dată, pentru a avea cele mai bune rezultate în viața voastră. Sper că citirea de ieri nu v-a plictisit tare. Acum știți cum spun de fiecare dată, cine poate înțelege bine, cine nu vine vremea. Am un vecin determinat astăzi să-mi strice feng shui-ul. Filmez într-o zi de duminică, deși ar trebui să se odihnească toată lumea, iată că el se agită. Energia din mentalul colectiv are legătură cu subconștientul nostru, numărul 2 în alta preoteasă, alfa și omega, și autosabotajul. Neîncrederea noastră în noi înșine sau lipsa noastră de chef de viață poate fi aici, iar pentru foarte mulți dintre voi aici sunt ranile, traumele voastre de până acum, încercările pe care le-ați avut în viață, care, din nefericire, ne guvernează, fără ca noi să ne dăm seama de aceste aspecte. Fie voi, fie o persoană dragă vouă trece prin aceste momente de autosabotaj, fie aveți situații în care vă este teamă să acționați sau aveți foarte multe gânduri care vă încurcă starea de bine și vă transformă energia din una înalt vibrațională într-una jos vibrațională. Și avem cartea care ne spune, închisoare să spunem, 34. Avem deopotrivă faetonul, care înseamnă acțiune, merg către ceea ce-mi doresc, convins de alegerile mele și trăiesc cu acestea, și împărăteasa și împăratul, divinul feminin și divinul masculin. Nu mă pot echilibra eu pe mine însumi, nu pot acționa, ceva din mine mă oprește sau am parte de situații care undeva îmi creează dezechilibru. Să vedem despre ce este vorba. Sper că sunteți toți bine sănătoși. Luna august este una intensă, așa cum am spus în citirea axa destinului Berbec Balanță. Este plină de evenimente. Cere ajutor. Da, este o zi, o perioadă, o săptămână, cum vreți voi să o luați, în care, dacă vă simțiți copleșiți emoțional, mental, fizic, de provocări, cereți ajutorul. Cereți ajutorul oamenilor, divinității, cui credeți voi de cuvință, pentru a putea depăși obstacolele. Și acceptă complimente. Ce carte frumoasă! Aici este o sirenă și mă gândesc aici la mica sirenă, la Ariel, care era răzvrătită și căreia îi plăcea muzica, care voia, ca în regatul tatălui său, să se întoarcă bucuria. Acolo unde nu se aude râsul, să nu-ți oprești pasul, sau nu-ți opri pasul acolo unde nu se aude râsul. Deci undeva voi traversați o situație așa de, poate, nostalgie, melancolie, tristețe, pe care ar trebui să o eliminați pentru a vă scoate din această stare de vibrație joasă. Acțiune 34. Vedeți că vorbeam despre acțiune, despre faeton, despre floarea soarelui, plexul solar, undeva la nivel de stomac, la nivel de microbiom, poate provocări la nivel de alimentație, oricum alimentele sunt modificate și ultramodificate în ultima perioadă, deci încercați să folosiți alimente sau hrană vie, hrană care să vă ajute să secretați hormonii fericirii, hrană care să vă ajute să vă restaurați microbiomul și veți simți imediat efectele în corpul fizic, la nivel de stare de bine, de optimism și de bucurie. Acțiune. În această zi, atunci când vizionați voi clipul, aici este necesară o acțiune. Să luați o decizie, să acționați, să faceți un pas înainte, să eliminați ceva ce vă
perturbă ziua, starea, comunicare. Să comunicați cu încredere că puteți rezolva provocările pe care le aveți, indiferent care ar fi acelea. Deci o acțiune este mai bună decât a păstra tăcerea sau decât a nu face nimic. Sau mai bine încerc decât să regret că nu am încercat. Să vedem. La nivel de relații, plan material, plan emoțional, medical, spiritual. Să vedem. La nivel de relații avem steaua, nebunul, soarele și șapte de monede. Oh, ce cărți minunate! Șaptele acestea de monede exprimă realmente autosabotajul. Da, este o carte care indică răbdare, cugetare, înțelepciune, dar pe de altă parte este și o carte care spune stau în zona de confort și mă complac într-o situație care nu-mi convine, care nu mă face fericit, bucuros, care nu-mi dă pace. Pentru foarte mulți dintre voi, iată că este nevoie să treceți la următoarea etapă, să acționați, să ajungeți într-un 8 de monede, unde asumarea este parte din viața voastră. Nu vorbim aici despre un compromis, ci despre o decizie, despre a-mi asuma următorul pas, direcția pe care vreau să o am de acum înainte, direcția pe care vreau să merg. Șapte de monede vorbește despre a mă complace, a mi fi frică, nu sunt curajos, nu am determinare. Însă, aici steaua spune că trebuie să vindecăm această stare sau să ieșim dintr-o zonă de confort sau din acea idee de rău cu rău, dar mai rău fără rău. Poate unii dintre voi rezonați cu mesajul. Aici, la nivel de relații, pentru foarte mulți, pentru că vorbim despre o energie colectivă, se întrevede a fi o perioadă în care vă restaurați optimismul, în relațiile voastre apare vindecarea și apare o șansă să o luați de la început sau să vedeți problema dintr-o altă perspectivă, să vă eliberați de o prinsoare, de stres, da? de, nu știu dacă aveți o stare mai joasă, dacă sunteți triști, să vorbiți cu partenerul vostru și așa mai departe. Pentru cei care sunteți separați, aici șapte de monede spune că este o alegere proprie pe care voi ați ales-o, da? Este ceva ce voi ați hotărât să rămâneți blocați în acest moment, în gândurile pe care le aveți și în emoțiile pe care le aveți, când de fapt în fața voastră se află o perspectivă mai largă, dar voi trăiți din percepție, adică tot repetați în gândul vostru și reluați în gândul vostru lucrurile care s-au întâmplat fără să vedeți portița care este deja acolo pentru voi deschisă chiar. Să vedem. Pentru cei singuri, ce înseamnă șapte de monede? Judecata, renaștere. Înseamnă că puteți să ieșiți din această mentalitate de a nu avea pe cineva, de a nu fi bine, de a fi singur, etc. și de a vă găsi pe cineva alături de care să aveți un sens, o direcție comună, o relație cu care să vibrați la fel, să gândiți la fel și să simțiți la fel. Că este doar o chestiune de percepție în loc să fie o chestiune de perspectivă. Nu știu dacă v-am spus într-un clip anterior, dar foarte mulți oameni trăiesc în percepție și foarte puțin prin perspectivă, oamenii care văd schema largă a lucrurilor, oamenii care știu să treacă peste provocări și care văd dincolo de ceea ce se întâmplă acum și aici. Pentru cei separați, un 10 de spade care mi-a apărut întors, care spune că sunteți la un capăt de drum sau că cel puțin ar trebui să eliminați din viața voastră gândurile negative și să priviți către soare. Că există soare aici pentru voi, că într-o formă sau alta voi puteți fi bine fericiți, da? Că trebuie să acceptați ajutorul. Dacă sunteți prinși într-o poveste tristă, să vorbiți despre asta, să căutați să vă vindecați, pentru că avem aici steaua. Voi, prin alegerea voastră, sunteți în locul în care sunteți și este momentul să o depășiți. Dar energia
spune că opuneți rezistență acum și vă îndeamnă, vă sugerează să comunicați, să vă eliberați. Hai că fac citirea asta peste dorința de a renova a vecinului care nu-și dă seama că Venus este în perioada de retrogradare și că ce face acum va desface după. Tot pentru voi, doi de băte. Aveți o alegere de făcut și veți trăi în funcție de alegerea voastră. Pe de altă parte, voi aveți aici legătură cu o persoană care oscilează foarte mult și care are o idee despre cum și în ce măsură ar putea să comunice cu voi, dar încă nu a luat decizia finală. Există aici un mic impediment care până la urma urmei se va ridica, dar în funcție de voi și de ei, da? De vibrația în care ambii vă regăsiți. Și pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau de căsătorie, avem regina de monede. 7 de monede vorbește despre zona de confort, dar regina de monede vorbește despre faptul că vă simțiți copleșiți, că poate în acest moment sunteți doar voi prezenți în această relație sau că poate ați avut provocări acolo care au legătură cu trăirea voastră interioară, poate nu vă simțiți iubiți, apreciați, văzuți de partenerul vostru. Lucrurile se pot simplifica aici foarte bine, printr-o călătorie, prin a face lucruri împreună, prin a vă implica amândoi, după cum spuneam, să aveți o direcție comună, un sens comun, întrebări cât de mici, pe atât de importante. Mai iau o carte pentru toată lumea. Regina de băte. Acțiune, determinare și încredere că totul este temporar și că viața stă în mâinile voastre. Ce înseamnă aici steaua și soarele? Magicianul. Puterea pentru toată lumea se află la voi în mână. Aveți aici de-a face cu o persoană care vrea să manifeste o comunicare, foarte mulți dintre voi, da, indiferent în ce situație vă regăsiți, dar undeva în mintea voastră există un blocaj, voi blocați acest lucru prin a fi într-o zonă de sacrificiu, prin a vă subestima, prin a vă subaprecia, prin a vă simți triști și dacă ștergeți lacrima sau dacă zâmbiți puțin, dacă ascultați o melodie bună, muzică bună, s-ar putea să vă schimbați starea și să vedeți lumea prin alți ochi. Ce înseamnă nebunul? Mi-a apărut justiția întoarsă. Înseamnă faptul că există acțiune și reacțiune, că există consecințe, că ceea ce semănă aia culeg. Aveți de-a face cu o persoană care își plătește karma, aveți de-a face cu o persoană care în urma acțiunilor sale își achită o datorie, da? Există legi universale care nu ne ocolesc pe niciunii dintre noi, aveți de-a face cu o persoană care în acest moment traversează niște provocări pentru care este responsabil sau responsabilă și de îndată ce justiția va fi servită, de îndată ce justiția va interveni aici, pe codul liberului arbitru 11, lucrurile se vor schimba puțin. De îndată ce și voi vă schimbați cumva starea și vibrația și vă simțiți un pic mai bine, un pic mai optimist, un pic mai optimiști, lucrurile se ameliorează și se echilibrează situația. Și avem eremitul care spune Marte în Fecioară, de altfel, unde se și regăsește în acest moment, și Mercur în Fecioară, tot în acest moment, trebuie pusă situația puțin sub lupă și judecat limpede. Să vă proiectați voi pe voi în afara voastră și să fiți observatorul vostru și al partenerului vostru sau al persoanei de care sunteți separați sau, nu știu, al omului care poate vă dori să vină în viața voastră. Făcând acest lucru, puteți să vă observați și pe voi și pe ei și gândind așa cumva la rece lucrurile, veți înlătura din viața voastră și din mintea voastră această suferință. Persoanele la care voi vă gândiți acum sau pe care le-ați putea atrage în viața voastră în acest moment trec prin această stare de introspecție în care judecă și înțeleg cât de mult greșesc sau au de traversat, după cum spuneam, lecții karmice care îi ajută să se vindece și să se maturizeze, pentru că toți avem răni și toți suntem egali.
Și aici avem un rege de spade întors, cineva care încă nu vrea să comunice și bine face pentru foarte mulți dintre voi, pentru că ce ar spune n-ar spune bine. Sau cineva care nu a judecat limpede, cineva cu o minte care a fost întunecată, cu o judecată întunecată. Da? A greșit undeva cineva, persoanele la care vă gândiți voi sau... Dacă sunteți singuri, persoana care ar putea să vină către voi acum, dacă nu apare în viața voastră, este pentru că au avut judecata întunecată înainte sau trebuie să-și curețe mintea, percepția, să gândească la acțiunile din trecut pentru a proiecta un viitor mai bun. Voi aveți aici de-a face cu persoane deștepte, foarte multă energie de aer, foarte multă energie mercuriană, dar Mercur și planetă și ca și arhetip, el preia energia planetelor care sunt pe lângă, adică cumva se mulează pe ceea ce are lângă, se adaptează în context. Aveți de face cu niște persoane care în aceste momente, zile, se adaptează, da? Suportă niște consecințe, trag niște concluzii, judecă, analizează ceea ce s-a întâmplat anterior pentru ei, iată, în toate relațiile pe care le-au avut, unde nu au pus emoție. Sunt chemați la apel unde nu au pus emoție pentru că în subconștientul lor nu au știut ce vor și au rulat din cele 5 răne ale copilăriei și din traumă. Dar aici aveți lumea care vă ajută și vă susține și vă spune că totul este ciclic și că situațiile în care sunteți voi în acest moment se află la sfârșit. Pentru relații, care este cea mai bună carte aici? Oh, iubirea, doi de cupe. Iubirea de sine și iubirea de aproape, când vă iubiți pe voi, iată că apare și iubirea, iubirea pură, iubirea adevărată, da? Nu doar iubirea de sine, ci armonie în relații. Veți depăși aceste obstacole, veți reuși să vă simțiți mai bine, dar este nevoie să faceți voi un pas sau să vă plasați voi acolo intenția de a fi bine. Pentru cei singuri, avem cartea care spune forțele naturii sunt în favoarea ta, să faceți ieșiri în natură, să vă recâștigați energia, să stați de vorbă cu plantele, plantele ne aud, plantele trăiesc, să vă încărcați cu energie pozitivă. Pentru cei care sunteți separați, avem talismanul, ești destinat să reușești. Reușită, veți avea parte de o reușită aici, această reușită poate însemna orice pentru voi, este o reușită care vă ajută pe voi să vă simțiți mai bine. Fie vă ridicați starea, fie reușiți să comunicați cu cine vă doriți voi, reușita aceasta poate încorpora, da, stare de bine. Iar pentru cei care sunteți într-o relație deja, șarpele, cu o atitudine subtilă, poți să reușești. Este nevoie de o atitudine subtilă. Aici, după cum spuneam, la nivel de parteneriat, regina de monede acolo, poate închideți ochii la niște lucruri. Este nevoie să cereți ajutorul. Într-o relație, când ceva nu funcționează, trebuie comunicare, altfel cel de lângă noi nu ne poate ghici gândurile. Și o carte pentru toată lumea. Oh, ca și data trecută, factori religioși, fiecare cu credința sa. Suntem unici originali, nu suntem doi la fel pe lumea asta și atunci este o convingere, este o dogmă, este o credință proprie cu care voi în acest moment vă luptați. Credința voastră și a oamenilor cu care urmează să interacționați sau interacționați deja și trebuie ajuns la un numitor comun. De foarte multe ori este bine să ne punem și de partea cealaltă și să înțelegem, pentru că atunci când ne curățăm pe noi și suntem noi empatici sau suntem noi înțelepți, atragem și înțelepciune. La nivel de plan material avem 6 de bâte, turnul, regele de monede și 4 de cupe. Aici veți avea, înainte să fie bine, o zguduire, să-i spunem, o provocare care este pus acolo în calea voastră pentru a vă scoate din această stare de apatie. Fie că vorbim despre serviciu, fie că vorbim despre relația voastră cu banii, fie că vorbim despre situația voastră financiară, undeva aici ceva nu funcționează sau poate nu a funcționat zilele acestea sau poate aveți nevoie de bani și nu reușiți să îi primiți, să îi aveți.
Este pentru simplu motiv că din nou rulați o convingere limitativă care vă obstrucționează acest lucru. De îndată ce eliminați această apatie și această stare de a nu avea sau gândul că nu am, banii se fac greu, etc., știți voi mai bine despre ce vorbesc, intrați în energia regelui de monede, care este cel care este stăpân pe planul material și are de toate, trăiește în abundență și în armonie cu tot ceea ce îl înconjoară și acest lucru vă duce pe voi către succes, către ridicarea obstacolelor la nivel financiar. Fie ați avut o dispută cu șeful, șefa, fie la serviciu, afacerea, nu știu, a avut ceva blocaje, undeva împiedicați un progres. Deci voi vă interpuneți aici între starea voastră de bine și progresul vostru, cu gândurile, cu deznădejdea. Încercați să gândiți un pic optimist, pentru că șase de bâte vă garantează succesul și reușita. Aici avem faetonul, iată, și aici este nevoie să acționați în direcția pe care voi o doriți sau să ieșiți din starea aceasta de 4 de cupe, este a fi o victimă, mie lucrurile mi se întâmplă, nu sunt mulțumit de nimic. Încercați să ieșiți puțin din starea aceea și să vedeți, am apă la robinet, am apă, am ceva, sunt bucuros. Să apreciați ceea ce aveți, pentru că de acolo vă schimbați vibrația și mersul lucrurilor. Și aici am lumea. Din nou, din subconștient, voi rulați o credință. De îndată ce schimbați modul în care gândiți, veți vedea rezultate foarte bune în zona financiară. Fie un serviciu nou, fie bani care vin către voi, fie facturi care sunt plătite, reușite în zona aceasta. Pe partea de plan emoțional avem împăratul, regele de monede, cavalerul de bâte și pajul de spade. Uite cum vă ajută Mercur în Fecioară și Marte în Fecioară să îndepărtați această stare de abandon, de a fi singur, de a fi neputincios și de a intra în puterea împăratului, cel care își controlează emoțiile, gândirea, trăirea, starea și reușește să iasă din impas. Cum? Prin acțiune, prin cavalerul de bâte care este neînfricat, care este puternic și determinat și are încredere în sine, și prin pajul de spade care spune, stai puțin, sunt în acord cu gândurile mele, da orba, mă sabotez singur, da orba, și atunci veți vedea că aveți de fapt putere și putere să schimbați lucrurile. La nivel medical aici s-ar putea să aveți, după cum spuneam, niște provocări la unii dintre voi ligamente, alții dintre voi stomac, să nu digerați bine, nu știu, poate fi un ulcer, o gastrită aici, atenție, atenție la ce mâncați, atenție la gluten, atenție la făinoase, atenție la carbohidrații răi, li se spune în literatura de specialitate. Ce ne spune 5 de monede aici? 3 de monede, că puteți lucra, puteți să vă simțiți mai bine, puteți să vă vindecați, puteți să depășiți obstacolele, puteți să fiți bine și puteți voi, prin munca voastră, prin hotărârea voastră, să ajungeți să fiți împăratul. Iată, se întoarce 5 de monede, vedeți? Voi aveți în mână cheia care deschide ușa, voi, gândul vostru vă ajută. Aici este cavalerul de spade și în loc să treceți de la pajul de spade către cavalerul de spade care este irațional și impulsiv, vă duceți către cavalerul de bâte care este plin de încredere și determinat să schimbe o situație. Oho, și ajungeți în energia regelui de spade și reușiți astfel să uniți aceste două sfere cu acest rege de spade aici care a ieșit în primul rând întors, deci reușiți prin acțiune, da, să stați fie față în față cu cine vă doriți voi, fie să faceți pace cu trecutul vostru, fie să vă convingeți voi singuri de niște lucruri, treceți printr-o transformare, printr-o vindecare și voi și persoana la care vă gândiți voi, cu ajutorul planetei Mercur în Fecioară și Marte în Fecioară. Mercur este energie de aer și Marte este energie de foc. Și am aici element de aer și de foc. Toate tranzitele sunt corelate cu cărțile de aici. Ce vă pasă pe voi la nivel emoțional? Cineva te place,
Romanța înflorește, distracție, flirt, conversație, cineva vă invită în oraș. Cineva vă place, da? Trebuie să acceptați complimente. Poate voi trebuie să vă placeți în primul rând voi pe voi înșivă, sau poate gândurile voastre, în mintea voastră sunt că cineva poate nu vă mai place în acest moment. Energia vă spune să aveți încredere că lucrurile se pot rezolva și dacă sunteți separați, spre exemplu, nu înseamnă că omul respectiv nu vă place sau poate nu v-ați plăcut voi pe voi și ați reflectat asta în exterior. Rămâne să analizați singuri ce s-a întâmplat în percepția voastră. Talismanele. Vreme bună, vești bune, iată, cu succes, 6 de bâte. Ceva ce vine natural către voi, mai ales în zona financiară, un as de monede aici. Am din nou, de fapt este I like you și I love you, îmi place de tine și te iubesc. De îndată ce vă simțiți voi mai bine, veți vedea că lucrurile se aranjează puțin. Poate aici unii dintre voi aveți provocări cu ai voștri copii, cu unul sau cu doi sau cu câți aveți voi, dar unul dintre copii pare a fi aici mai apăsat așa de griji. Poate pe partea financiară, dar obstacolele se ridică. Iată aici planeta Saturn care spune că trăiești cu ceea ce alegi și șansa de a depăși acest efect. Trebuie să vă bucurați de ceea ce aveți, pentru că iată, în relații, vești bune apar. Unii dintre voi o puteți lua de la început, dar cu pași mici, ca de bebeluș. Cineva nu a renunțat la voi. Vedeți, este o perioadă bună. Credința și broasca țestoasă, care spun împreună, lucrurile de multe ori au nevoie de timp sau au nevoie de acțiune care să mă ajute pe mine să mă maturizez și să devin înțelept și să-mi folosesc intuiția. Unii dintre voi primiți un cadou care vă ajută pe voi să creșteți. Alții dintre voi, iată, are legătură cu trecutul, are legătură cu oftalmologia, are legătură cu... Am văzut pur și simplu în fața ochilor ochi cu cataractă, poate nu la propriu, dar nu vedeți clar o situație și trebuie să transformați acest lucru, pentru că situația se stabilizează prin intenție. Am semnul bananei de 2 ore, aici vorbim despre potasiu, dar și despre putere, despre potență. Aveți putere. Aici este un cuplu vulnerabil, poate în acest moment, sau poate erați vulnerabil, sau poate erați într-o stare de victimă, ambii parteneri și vă tot acuzați și atunci s-a ajuns la ruptură. Lucrurile se pot, iată, ameliora și aici avem met sau mit, că nu avem trecut, prezent și viitor aici. Ne întâlnim, putem să ne întâlnim. Unii dintre voi aici, iată, cu animalul de companie, sau poate ați avut de-a face cu cineva cu comportament narcisist care vă trata altfel decât ați fi meritat, vă subestima și acest lucru v-a afectat. Avem o teamă, sunteți temători și teama vă duce în autosabotaj și vă ține în închisoarea minții. Într-o după-amiază, cineva, vă puteți întâlni cu cineva într-o după-amiază, între 12 ziua și 12 noaptea. Știu că intervalul este mare, dar așa mi-arată talismanele. Aici este o finalitate, pe sfârșit de zi, poate fi aici. Am un oraș din vest, poate fi și Timișoara, dar nu este obligatoriu. Ceva ce are legătură cu vestul, cu apa. Semne de apă, semne de aer pot fi implicate aici. Eu pun capăt. Unii dintre voi încheiați ceva care vă va aduce această stabilitate, o afacere, un contract. Pentru mine este gata, pentru mine este finalul. Poate fi aici să luați o hotărâre care spune stop, ies din relația asta pentru că nu mă ajută,
nu este ceea ce trebuie. Alții dintre voi aveți grijă la inundații, pur și simplu, la țevi, la scurgeri, la apă. Iar alții dintre voi aveți nevoie să faceți curățenie, fie în casă, la propriu, încercați să puneți sare în apa în care spălați pe jos când dați cu mopul. Alții dintre voi vă simțiți așa străini, excluși, încercați să vă includeți voi pe voi înșivă în propria voastră viață și să nu vă mai raportați la viața voastră prin exterior, ci prin interior. Alegerea de a fi bucuroși și fericiți ne aparține. Timpul. Unii dintre voi aveți o luptă cu timpul, atenție la tiroidă, pentru că timpul, conflictul cu timpul are legătură cu glanda tiroidă și tocmai de aceea epifiza, glanda pituitară, pineală, nu funcționează bine, nu vedeți lucrurile cu claritate. Alții dintre voi ați intrat într-o criză de timp, încercați să aveți răbdare, sau unii dintre voi credeți că nu mai aveți timp sau cineva nu are timp. Timp există infinit. Sau nu există deloc. E o tristețe aici, este un curent, credeți în ceva, o puneți o rezistență care vă încurcă, vă dezavantajează. Încercați să vă aliniați gândurile, să vă schimbați starea pentru că lucrurile se ameliorează și primiți vești bune. Inițialele sunt T, E, M, Q și P. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!